Hudinașilor, s-a adăugat un update super uriaș pe Brookhaven chiar acum și avem o grămadă de clădiri noi. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și ia uitați-vă aici în dreapta câte clădiri avem, frate, mamă, deci ar fi una, două, trei, patru, cinci, șase... 7, 8, 9, 10, 11, 12 clădiri, deci undeva la 12 clădiri, sper că am numărat bine și cum este posibil așa ceva. Trebuie să rămâneți neapărat până la finalul episodului ca să vedeți, deci dacă ne uităm așa la o primă vedere, nu pare să fie nicio clădire nouă. Totul pare normal, însă developerul s-a gândit la ceva foarte, foarte șmecher. A făcut 4 clădiri să se poată transforma în și mai multe. What? Este super, super insane. Hai să-mi iau și eu acum repede hoverboard-ul, băgăm aici viteza 45 și haideți să vă arăt cum puteți să accesați clădirile noi și o să vi le arăt pe toate. Prima clădire se află chiar aici, deci o să împărțim toate clădirile astea multe în 4, da? Pentru că sunt 4 locuri pe care le poți schimba și astfel vor deveni alte locuri noi. Mamă, deci numai când povestesc asta deja creierul meu o ia razna. Și dacă te duci acum în partea asta unde se țineau petrecerile, dacă nu mă înșel, în trecut puteai să intri pe aici sau tot pe afară, nu mai știu, însă acum avem scara asta pe aici prin afară și dacă te duci pe scara asta o să ajungi în locul acesta. Și ia uite-te cum arată acum sala aceasta de petreceri. Deci aici dacă vrei poți să vii să stii ziua de naștere cu prietenii sau dacă vrei să dai o petrecere, poți să vii aici fără nicio problemă și cam așa arată. Toată sala a fost refăcută, cealaltă știți și voi nu arăta chiar așa de bine, însă acum această sală o poți transforma în 3 săli diferite, da? Deci avem sala de petreceri care arată așa, după care avem salon de bronzat, bro. Deci dacă am apăsat pe ăsta al doilea, este salonul de bronzat și cam așa arată. Ia hai să intrăm puțin să îl verificăm. O, se bagă hudinașul puțin aici la bronzat. Ia să închidem ăsta. Sper să nu mă bronzez prea tare, nu stau prea mult. Ok, gata. Bă, ce m-am bronzat, frate. Ok, deci cam așa arată salonul de bronzat. Ha, ia uite, e și din ăsta vertical, bro. Oare mă pot pune cumva pe el? Cred că nu, da? Doar stau așa și îl închid efectiv și gata, m-am bronzat și aici. Ia uite-mă cum stau acolo. Prea șmecher, bro. Ce mai avem? Aici cred că e spray din ăla care te bronzează, nu? Ia să dăm cu spray. Da, bă, gata, m-am bronzat cu spray-ul de data asta. Ok. Și ce mai avem? Cam atâta ar fi salonul de bronzat, nu? Da, cam așa arată și avem aici recepția unde te așteaptă persoana de la recepție să-ți încaseze body, frate. Bun. Și ce mai avem aici? Ia să vedem. Avem și un loc special pentru micul dejun și este breakfast-ul chiar acolo jos de tot și dacă apeși, Zbeng se transformă într-un mini restaurant care este pentru micul dejun. Adică aici doar dacă vrei să vii să mănânci de dimineață, cam asta e treaba. Și deși aici scrie breakfast all day sau toată ziua poți să-ți iei micul dejun dacă vrei. În fine, ce contează, frate? Deci cam așa arată restaurantul. Poți să folosești astea, ia să vedem. Da, bă, ia uite, am pornit acum friptioza. Nice, avem aici niște mâncărică. Mamă, arată foarte, foarte șmecher. Deci din locația asta
poți să îți transformi blocul în trei chestii diferite, ca să-i spun așa. După care hai să mergem la următoarea clădire. O să-mi pun hoverboard-ul, am deja viteza, și dacă mergem acum spre poștă, o să vedem că totul s-a schimbat aici. Deci avem restaurantul acesta gigantic pe care desigur îl pot schimba și desigur mai avem aici încă un restaurant lângă care este mai mic, dar mai avem și aici o nouă locație care înainte nu exista, pare a fi acum un magazin de piese auto, și pe lângă asta și locația de aici a fost ocupată în sfârșit, bro. Deci deasupra la cafenea exista o cameră goală unde nu era creat nimic de atâta vreme, dar acum s-a umplut locația și o să mergem și acolo să vedem ce putem să găsim. Bun, și hai să începem cu restaurantul, o să pun puțin tel să fie zi, ia stai așa, să oprim timpul, să nu se mai facă noapte și hai să mergem până sus. Ce avem aici? Hai să începem cu restaurantul mai micuț, da? Deci avem aici mini restaurantul acesta și acesta nu știu dacă se poate schimba, ba da, ia uite aici. Deci avem două chestii, da? Deci avem restaurantul care arată cam așa, stați așa să vi le arăt ca lumea. Bam, 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 deci cam așa arată restaurantul. Bun. Și acum dacă apăsăm aici jos de tot avem spălătoria. Și cam așa arată spălătoria. În trecut a mai existat o spălătorie în Brookhaven, mamă că m-am gliciuit aici, însă a fost scoasă. Și ia uite că s-a adăugat din nou, frate. Avem aici haide care cred că sunt murdare și urmează să fie puse la spălat. Din păcate nu știu dacă putem să pornim mașinile astea de spălat, însă este foarte, foarte șmecheră locația pentru roleplay. Deci aici avem două locuri, avem restaurantul și spălătoria. Bun, după care o să mergem la restaurantul cel mare. Cam așa arată, seamănă cu restaurantul vechi, era un restaurant Sunny, cred că se numea dacă nu mă înșel, era în trecut aici și aparent developerul s-a gândit să refacă restaurantul, însă acum se numește The Brick. Și putem să mergem și pe aici? Da, avem aici o cameră de depozitare care arată destul de tare, bun. Și ce mai putem să mai facem noi? Putem să schimbăm locul ăsta, nu? Da, putem să-l facem, fiți atenți aici, putem să-l facem muzeu dacă vrem. Deci se transformă în trei locuri diferite, bro. Putem să-l facem muzeu, mamă ce șmecheria. Avem aici picturi, hopa, stai puțin, nu sunt picturi, bro, sunt fotografii gen. Ia uite, de la nunta domnului Brookhaven. Oh my god, bro. Deci e domnul Brookhaven cu soția lui. Mamă. Și aici e o poză cu vechiul Brookhaven? Sau ce e aici, bro? Oricum, locația asta parcă e puțin diferită, nu? Ok. Hai să ne mai uităm și aici. Da, băi, sunt poze din Brookhaven. Ia uite. Cu motelul. Aici avem o clădire care este clădirea agenției. Bă, sunt poze din trecut. Cu Brookhaven-ul din trecut. Mamă, ce tare. Da, băi. Deci avem poze cu Brookhaven-ul din trecut și avem cristalele. Dacă vă amintiți, cristalul ăsta am putut să îl luăm gen, dar nu mai știu exact cum îl luai. Trebuia să te duci undeva acolo unde se țin cai gen și de acolo cumva puteai să iei cristalul ăsta. Apăreau parcă niște păsări și așa mai departe. Și aici e un loc liber. De aici lipsește ceva aparent. Aici avem un craniu și aici sunt niște poze cu niște hashtag-uri, bro. Nu știu ce înseamnă asta, vedeți asta aici, probabil sunt niște secrete sau ceva de genul ăsta. Mamă, uite, și sunt tot persoane dubioase. Ok, bun, deci cam așa arată muzeul. Hai să vedem acum dealership-ul. Ce înseamnă asta? Înseamnă un magazin care vinde mașini gen.
și hai să vedem ce putem să facem aici la dealership. Cam așa arată, mi se pare destul de tare. Mamă, demențial. Și te poți urca în mașină, te poți urca în mașină, din păcate nu o poți conduce. Deci, practic, acesta este un magazin de vândut mașini. Ia uite și poză cu mașina asta premium gen. Adică asta nu e premium, e... Stai așa să vedem, cred că e cu PES-ul, nu? Ia să mă duc puțin mai jos, da. Trebuie să ai PES-ul ca să o poți folosi. Asta este noua mașină premium care s-a introdus. Mamă, super, super tare. Deci cam așa arată dealership-ul. Și cam atâta, nu aici, da. Deci avem muzeul, restaurantul și magazinul de mașini. Pe lângă asta, hai să vedem în partea asta la altă. Aici, ia să vedem ce avem. Avem un magazin tot de mașini, însă de aici poți să-ți cumperi piese, da? Dacă ți se strică ceva la mașină, vii aici, nu știu, și-ți cumperi un volan sau o roată sau cine știe de ce ai nevoie, gen. Bun, și hai să vedem. Cam așa arată. Uite aici, roțile, frumos, bam, bam, bam. Motor ăsta cred că este... Ia uite, bă, dacă vrei și nitro, nu? Cum îi spune, mă, la asta, măi, asta-i? Cum se numea bro ăsta? Că am și uitat cum îi zice. Ia. Nu nitro, cum se numea, frate? Unde dădeam? Dădeam aici, nu aici, la viteză. Bun, turbo, bă, așa, mă, turbo, mă, îmi vine tot nitro să-i spun. Nu știu dacă e aceeași treabă, dar în fine, practic te ajută să-i dai viteză mai rapid la mașină. Și asta putem să o schimbăm, oare locația? Da, uite aici avem tot așa 3 locații diferite. Și poți să transformi magazinajul ăsta de piese auto în magazin de telefoane gen. Ia, uite bă, magazin de telefoane, de electronice. Mamă, dacă vrei să-ți cumperi cele mai noi telefoane, frate. Bă, da, bă, da, tare. Laptopuri, din păcate, nu poți să-ți cumperi, dar cam așa arată magazinul de telefoane. După care poți să transformi magazinul în magazin de arme, frate. Mamă, și ia uite-te aici, o grămadă și o grămadă de arme. Prea tare, frate. Deci mi se pare insane. Ia uite și câte pistoale în vitrină. Wow. Bă, chiar șmecher update-ul ăsta, chiar îmi place. Și ia să vedem, pot să mai ies, da. S-a întunecat așa dintr-o dată, probabil să nu se vadă armele dinăuntru. Și pe lângă toate nebuniile astea, ghiciți și voi ce mai avem. Mai avem telefon nou, frate, și tabletă nouă. S-au modificat telefoanele și tabletele. Acum arată puțin de el mai diferit. Mie mi se pare că arată mai bine într-un fel, nu? Parcă arată mult mai șmecher. Și desigur mai avem o ultimă locație și anume locul unde stau persoanele fără adăpost. Adică persoanele care nu au o casă. Și acum locul acesta s-a mutat chiar deasupra cafenelei. Trebuie să urci pe scări și să faci dreapta și când o să intri nu o să mai vezi o sală goală, ci o să vezi locul acesta care înainte era în locul restaurantului The Brick sau în locul dealership-ului, dar acum aparent developerul a ales locușorul acesta care este puțin mai micuț, dar nu știu, mi se pare că arată mai bine, adică sunt puse mai multe elemente, nu pare așa ca și cum ar fi un loc gol. Desigur aici avem și recepția și aici sunt niște paturi unde se pot odihni persoanele care nu au adăpost, pot să-și ia și mâncare de aici dacă nu au mâncare și cam așa arată, mi se pare destul de șmecher. În sfârșit, developerul a umplut și locul acela gol de ani de zile, frate. Și ar trebui să fie undeva în partea de sud și în partea de nord. Hai să vedem dacă avem aici noile case uriașe. Ar trebui să fie chiar aici în partea de sus. Ia uite, bro! Băi! Deci arată insane! După poză deja puteți să vă dați seama că aici vorbim despre niște case gigantice și scrie aici așa North
Estate. Așa se numește și Game Pass-ul. Dacă dăm aici pe coșul de cumpărături, o să avem un nou Game Pass care se numește Estate. Boi, cât de șmecher! Era tare, sincer, să fie măcar un model de casă uriașă gratis, dar din păcate doar dacă îți cumperi noul Game Pass poți să accesezi locul acesta. Deci dacă dau așa fără să am Game Pass-ul, nu se întâmplă absolut nimic, deci efectiv nu îmi apare nimic pe ecran, dar o să-l cumpăr imediat. Însă vreau să vă arăt că puteți și să vă teleportați automat la aceste locuri. Deci dacă vă duceți aici pe săgeți, o să vedeți Estate-ul din nord și dacă mai dați încă o dată o să fie cel din sud, care o să fie practic pe partea cealaltă. Băi, cât de șmecher! Deci avem cel din nord acolo undeva sus în partea cealaltă și cel din sud îl avem aici. Va trebui să fac și eu lumină pentru că sunt pe un server privat și hai să îmi iau acum Game Pass-ul. Costă super, super mult, bro! Deci costă, dacă nu mă înșel, 799 de Robux sau ceva de genul ăsta. Da, bro! 799 de Robux. Mi se pare foarte scump, însă vreau să-mi scrieți și voi acolo în comentarii ce părere aveți. Eu o să-l cumpăr ca să vă arăt vouă cum este acest loc și ce case poți să cumperi. Deci acum dacă am cumpărat Game Pass-ul, o să pot să dau aici și o să pot să pun 3 case uriașe noi. Deci practic s-au adăugat case noi pe Roblox Brookhaven și pe lângă asta scrie aici Stand by for more. Asta înseamnă că vor mai fi adăugate și alte case uriașe. Și hai să dăm acum pe prima casă să vedem cum arată. Se încarcă în momentul de față. Mamă, poșta e aici afară. Oh my god, cât de mare e casa, bro! Deci se vede că e o casă gigantică. În primul și în primul rând avem aici, opa, stai așa că am vrut să scot ăsta, avem aici un pod foarte, foarte mare. Deci podul acesta este gigantic și avem aici două garaje. Dacă apăs, se deschide amândouă deodată. Oh my god! Și cât de mari sunt garajele, bro! Și ca să intri în casă trebuie să fii pe aici pe sus. Ia să vedem așa de la distanță. Deci e dita mai proprietatea, frate! Mamă, ce gigantică este! Și avem aici intrarea. Vreau să văd în stânga dacă mai avem vreo intrare. Nu, nu mai e nicio intrare, dar aparent poți să urci la etaj pe acolo. Băi, e prea șmecher update-ul acesta, sincer vă spun. Uitați-vă și voi cât de mare e casa. Deci avem aici dita mai living-ul. Pe lângă asta avem o bucătărie mare, deci este și bucătăria gigantică. Oh my god, și aici avem dormitoare. Boi, deci e plin de dormitoare și o baie foarte, foarte șmecheră cu LED-uri. Mamă, e prea, prea tare. Iar aici avem o terasă. Bă, și avem și un mini bar aici. Mamă, ok, și mai avem și încă un etaj. Frate, deci e prea mare asta, ce e bancă, ce e chestia asta, habar nu am ce e chestia aia. Aici avem niște canapele și piscină. Ia uite-te ce piscină șmecheră, avem și lumini la piscină. Mamă, e prea tare, bro. Și aici e deschis, ok. Practic avem și o bibliotecă cu un PC, oh my god. Și hai să vedem cum e și la etaj. La etaj mai avem încă o zonă așa de relaxare cu niște canapele, fotolii. Ăsta e șemineu. Bun, avem o plantă acolo. Și aici mai multe dormitoare. Avem o baie, bun. Și aici presupun că ar fi dormitoare, nu? Da, mai multe dormitoare, frate. Efectiv, mai multe dormitoare și o nouă terasă. What? Cu șezloange. Oh my god, și aici avem și vedere super, super șmecheră asupra lacului Madison. Oh my god, prea tare. Deci e mult, mult prea tare. Casa asta e gigantică, avem până și sală de sport aici în zona garajului. Serios? Ah, și aici avem locul acela unde
putem să punem mașina și să se învârtă. Super, super tare. Chiar îmi place această casă. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce părere aveți, dar mie mi se pare o casă foarte șmecheră. Și hai să mă dau puțin jos de aici, de pe moșia aceasta, și hai să cumpărăm alta. Ok, ok, dacă asta e prea tare, vreau să văd cum o fi următoarea. Deci hai să luăm pe asta încercuită cu roșu, iar dacă e încercuită cu roșu, înseamnă că este o moșie, o casă uriașă pentru roleplay special făcută. What? Sunt garduri? Frate, seamănă cu baza militară. Ia uite și scrie aici că este o zonă restricționată și doar personalul autorizat are voie să intre aici. Boi, este o facilitate de corecție a Brookhaven-ului? Deci este un fel de școală de corecție sau ceva de genul ăsta? Serios, avem o grămadă de semne. Aici este intrarea vizitatorilor. Da, frate, deci este o școală de corecție. Și aici poți să vorbești, gen, cu cei care se află la școala de corecție. Practic este un fel de pușcărie pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani. Oh my god. Boi, dar de ce s-a introdus așa ceva pe Brookhaven? Ok, cred că o să aflăm mai multe chestii despre povestea din noul update. Și avem aici o zonă specială pentru șerifi, de unde își iau pistolul sau alte arme, de exemplu. Băi, e prea tare. Dita mai clădirea asta, avem și lift acolo. Aici este biroul, avem niște ziare, un calculator cu camere. Ok, arată foarte, foarte jumecher zona aceasta. Și ce e aici, bro? E zona celulelor. Dar avem și cabinetul medical. Ia uite aici, băi, avem cabinetul medical și aici avem o grămadă de celule. Zona aceasta poate fi folosită și pentru o pușcărie mai mare, pentru că pușcăria de acolo, de la secția de poliție, este destul de micuță. Celulele aici sunt foarte, foarte jumechere și multe. Avem și din astea de gunoi. Aici este cantina. Hai să intrăm puțin la bucătărie. Aici sunt depozitate toate fructele și legumele și chiflele, pâinea și așa mai departe. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Boi, deci e prea tare. Din partea asta am venit eu, nu? Da. Ok, hai să urcăm puțin și la etaj. La etaj sunt mai multe celule, deci efectiv e plin de celule aici. Mai avem și o zonă de bibliotecă. Pe lângă asta, ia să vedem ce mai avem. Mai multe celule. În partea asta e o ușă. Ok, avem tot așa o zonă de depozitare aici. După care, ce e chestia asta? Sunt niște țevi. Mamă, super ciudat. Cu siguranță în clădirea asta sunt foarte, foarte multe secrete. Aici e liftul, deci poți să vii cu liftul aici. Bun, și mai sus te poți duce? Cred că da. Ia stai puțin, m-aș duce la lift. Mă duc odată și mă duc odată și mai sus. Da, bă. Boi, ce mare e clădirea asta. Deci aici ajungi pe acoperiș. După care în partea asta altă e liftul și aici ce e chestia asta? E o zonă de observare, bro! Aici stau gardienii și se uită să vadă pe camere sau se uită, de exemplu, și direct prin geam să vadă ce fac infractorii, cum ar veni. Ia uite, aici e alarma în cazul în care cineva încearcă să evadeze. Sunt foarte, foarte multe camere și mai multe arme aici și mai avem și zona de joacă. Hai să mergem în zona de joacă dacă putem. O să sar direct. Ia fi atent. Deci de acolo se pot uita gardienii de asemenea să vadă dacă se întâmplă lucruri ciudate. Aici poți să faci și sală dacă vrei. Bine. Prea tare, frate. Ia uite, ridic și două gantere. Aici poți să faci și abdomene. Ia vezi, bag abdomene și pe lângă asta ridic și ganterele. Mamă. Și avem și un coș de basket. Ia să luăm și mingea. Să dăm o dată la coș, să vedem dacă putem să dăm direct coș. Nu mi-a ieșit, hai să mai încercăm încă o dată. Stau așa să vedem. Zbang. Boi, trebuie să fiu la distanță mai mare, cred. Sau mai aproape. Cred că trebuie să sar. Aproape că am dat coș. Bă, fii atent că nu mi-e să dau coș. What?
Oh my god. Acum poate? Aproape, bro. Băi, ce aproape sunt. Ia stai. Ia stai că acum trebuie să-mi iasă. Deci dau așa, zbang. Ia fii atent că acum dau un ăsta. Ok, ăla e bine, am înscris. Deși nu mi-a apărut nimic pe ecran, am înscris și mi-a ieșit din a 99-a încercare. Bun, și hai să vedem acum dacă putem să mai ieșim din clădirea asta. Nici nu mai știu pe unde trebuie să ies, sincer vă spun. Deci efectiv nu mai știu pe unde trebuie să ies. Aici e liftul. Mamă, pe unde ieșeam, bro? Poate pe aici, nu? Aici sunt dușurile, mamă, dușurile nici măcar nu le-am văzut. Băi, e prea, prea mare clădirea asta. Poate pe aici, nu, aici e bucătăria, ok. Ok, hudinașilor, cred că o să-mi dau TP afară pentru că, sincer, nu mai știu pe unde să ies. Bun, și hai să vedem acum și a treia clădire cum arată. Cu siguranță este o clădire foarte, foarte interesantă. Cred că ar trebui să-mi scot mingea. Bun, și hai să luăm clădirea aceasta să vedem cum arată. Deci este clădirea cu numărul 3. Momentan sunt doar 3, dar cu siguranță vor fi mai multe pe viitor. Și așteptăm să se încarce. Oh my god, toate au podul ăsta foarte gigantic așa. Mamă, ce tare e. Oh my god, stai așa că am apăsat greșit. Ia uite aici. Băi, ce mare e. E așa mai maronie, dar e gigantică și casa aceasta. Cred că e momentul să intrăm să vedem ce găsim înăuntru. Aici e intrarea oare? Bă, nu știu dacă e intrarea aici. Mamă, e prea mare moșia asta. Hai să deschidem și garajul. Deci dacă apeși tot așa se deschide amândouă deodată. Arată demențial, sincer să fiu. Și aici e ușa de la intrare. Avem o mega bucătărie. Tot așa o zonă cu televizor aici. Dacă vrei să te pui frumos la televizor. După care în partea din stânga avem o sală de forță. Și aici avem o baie foarte, foarte șmecheră cu duș. Băi, e prea tare. Ce mai avem aici? Aici e saună? Stai ce? E sauna aici, bro. Am dat drumul la foc. What? Deci avem și sauna. Hai să mergem și mai departe să vedem ce e aici. Aici e garajul. După care mai avem un dormitor cu baie proprie, dar e o baie destul de mare. Și ce e aici? Oh, fii atent. Deci avem aici toaleta gen. După care avem dușul și avem aici, ce e asta, frate? Asta e cadă? Zici că e o chiuvetă mai mare, sincer să fiu. Mai avem aici două chiuvete mai mici. Avem piscină? Ia stai. Bă, avem o mega piscină, zici că e lac aici, poți să și pescuiești, sincer. Avem și două șezloange. Pe lângă asta mai avem aici un hamac. Ia vezi, hamac în Brookhaven. Sincer, nu cred că am mai stat niciodată într-un hamac în Brookhaven. Cred că s-a introdus pentru prima dată în update-ul acesta. Deci am verificat și zona de afară. Ia să văd puțin și aici în spate. Bă, mai avem aici și jacuzzi cu două scaunece. Ia vezi, ia să-i dăm drumul la jacuzzi. Oh my god, prea tare. Și nu știu ce e chestia asta. Mai avem ceva pe aici? Cred că atâta, nu? Da. Hai să mergem și la etaj să vedem ce mai găsim acolo, pentru că deja am rămas gură cască. Ia să deschid puțin asta. Și hai să mergem la etaj. Avem aici un PC. Avem tot așa o zonă de relaxare cu televizor. După care mai avem încă un dormitor cu dulap. O plantă aici pe dulap, care arată destul de nice. Și hai să intrăm și din coace. Mai avem aici un dormitor cu două paturi. Tot așa niște dulapuri. Și putem să ieșim desigur și pe balcon. Balconul este unit, ceea ce mi se pare destul de interesant, ca să fiu sincer. Și cam atâta este zona de sus. Cred că da, nu? În partea cealaltă nu mai pare să fie nimica. Da, deci cam atât ar fi zona de sus. E posibil să mai fi ratat anumite lucruri, pentru că sunt prea multe, bro. Adică chiar nu mă așteptam să fie niște case atât de uriașe și atât de complexe. Avem 6 sloturi noi pentru outfituri și putem să ne facem 6 outfituri
prestabilite, ceea ce este insane. Pe lângă asta mai avem o zonă specială pentru animații și acum poți să îți customizezi tu animațiile pe Brookhaven, dar s-au adăugat și 100 de fețe gratuite noi și încă 100 de fețe dacă ai pass-ul cumpărat. Și asta înseamnă 200 de fețe noi pe Brookhaven, frate, ceea ce mi se pare extraordinar. Și pe lângă toate nebuniile astea, mai avem și o nouă mașină premium adăugată. Hai în primul rând să vorbim despre outfituri, pentru că sunt super, super importante. Dacă dai acum pe fața asta cu creione, uite, fata vrea să mă împuște, lasă-mă în pace, trebuie să plec de aici aparent. Ok, o să îmi pun viteză și o să mă ascund unde. Mi-am pus viteza 34, hai că mi-am pus viteză dacă e, o să mă ascund aici în spital, bro. Deci acum dacă dai pe fața asta cu creionul, o să vezi niște dischete în stânga. Adică ai 6 sloturi, sunt toate numerotate, da, ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 și dacă te duci acum pe primul slot, poți aici să îi pui o denumire, hai să scriem hudinașul. Și dacă apăs acum pe dischetă, mi se salvează outfitul acesta. Însă, ca să vă arăt cum funcționează, trebuie să mă duc să îmi fac un nou outfit, adică o să mă duc la haine, o să-mi iau o bluză nouă, hai să-mi iau o bluză random, uite, mi-au bluza asta de exemplu, o să-mi iau și niște pantaloni random, cum ar fi pantalonii aceștia și o să mă duc să-mi iau și o față nouă ca să fie totul mai evident, o să-mi iau de exemplu fața asta nervoasă sau aș putea să-mi pun o față nouă. Fața asta nu cred că exista înainte pe Brookhaven. Și aș vrea să-mi pun și o frizură nouă. Hai să mergem aici mai jos să vedem. Ia uite, îmi pun fața asta, frate. Iar acum, dacă o să mă duc pe slotul numărul 2 și o să-i pun un alt nume, de exemplu îi pun hoodie 2, și dau iară pe dischetă aici în dreapta, zbang, acum ne apare mesajul că s-a salvat outfitul. Ce pot să fac eu acum? Easy peasy, poți să faci în felul următor, da? Deci să zicem că ai intrat în Brookhaven, te duci din nou pe fața cu creion și te duci pe slotul 1, adică pe discheta numărul 1, ți apare numele, hudinașul, și dacă apăs aici pe hainele de lângă nume, o să mi se pună automat outfitul meu pe care mi l-am salvat. Iar dacă mă duc acum pe discheta cu numărul 2 și apăs din nou pe hainele din dreapta, chiar acolo lângă nume, o să vedeți că mi se pune outfitul cu numărul 2 pe care mi l-am salvat și tot așa poți să faci până la 6, da? Dacă vrei să ai mai multe ținute, poți să faci asta fără nicio problemă. Mi se pare un lucru care trebuia introdus de mult pentru că este foarte, foarte benefic pentru roleplay. Chiar te ajută, sincer să fiu, dacă ai mai multe personaje și vrei, nu știu, să faci un roleplay. Hai să vedem următorul lucru care s-a introdus foarte, foarte interesant și anume animațiile. Acum, dacă te duci pe fața cu creion aici, da, o să vezi un nou tab și vorbesc despre tabul acela cu tricoul albastru, da? Îl vedeți acolo chiar lângă X. Dacă apăsați pe el, easy peasy, acum aveți o grămadă de noi animații. Și ce puteți voi să faceți cu animațiile acestea? Practic sunt animațiile din Roblox pe care trebuie să le cumpărați cu Robux și sunt și super, super scumpe și aici puteți să le folosiți acum pe Brookhaven pe gratis, dacă nu m-ar fi luat băiatul ăsta cu motocicleta, frate. Ok, hai să dăm înapoi și alegem aici postura prima dată, da? Adică felul în care stai. Dacă apeși pe ninja, acum o să ți se pună felul acesta de stat pe care ți-l poți cumpăra cu Robux, însă îl poți folosi pe gratis acum în Brookhaven. De exemplu, îți poți pune și mersul de ninja dacă vrei, poți să spui de exemplu și alergatul de ninja, poți să spui săritura de ninja, poți să spui și felul în care cazi, de exemplu, să cazi ca un ninja, poți să te urci ca un ninja și să înoți ca un ninja, da? Deci le-am pus pe toate la fel și acum dacă merg
cam așa arată și dacă alerg arată asemănător, însă puțin diferit, avem acolo și un efect așa de praf în spate, dar mi se pare foarte tare. Hai să-mi iau și hoverboard-ul, să băgăm viteza maximă totuși și vreau să mă duc până aici să înnoat. Să vedeți cum înnoată un ninja. Deci acum poți să înnoți așa ca un ninja. Desigur le poți și combina dacă vrei. Te poți duce, nu știu, să alergi de exemplu ca un zombie, să sari precum un vampir de exemplu și să cazi, stai așa să vedem, și să cazi ca un pirat, să zicem, da? Deci le poți combina efectiv cum vrei tu. Și cam așa aleargă un zombie. Mi se pare foarte amuzant. Pe lângă asta, de exemplu, dacă sari acum, sari ca un vampir. Și nu, parcă săritura mi-am pus-o de vampir, dacă nu mă înșel. Da. Și dacă cazi, însă trebuie să cazi probabil de la o înălțime mai mare, poți să cazi ca un pirat. Ce mai avem aici? Ia să vedem ce am pus. Și dacă merg acum, merg... stai puțin, merg ca un zombie, nu ca un... trebuia să merg ca un ninja. Era un buton special, cred, pentru mers. În fine, aparent merge tot ca un zombie. Nu știu care e faza, ia să vedem, poate trebuie să-l scot, să-l pun iară. Nu, efectiv merge ca un zombie. Însă, mi se pare super tare că s-au introdus toate nebuniile astea. Ia să vedem, de exemplu, dacă pun ăsta, că sunt curios cum e. E un mers așa foarte ciudat. Ok. Pare a fi un mers normal, însă e puțin așa cam sacadat. Nu știu care e șmecheria. Da, deci poți acum să faci toate nebuniile astea. Poți să spui chiar și mersul de fată. Ia uite. Și poți să și stai ca o fată, de exemplu. Dacă aleg așa, ia. Da, mă, da. Deci funcționează acum, totul este în regulă și puteți să le folosiți toate chestiile astea fără să le mai cumpărați cu Robux. Deci avem animațiile, v-am arătat și outfiturile. Pe lângă asta, ce mai avem nou? Vreau să vă arăt fețele, da? Hai să mergem puțin la fețe. Fețele le găsiți aici și sunt o grămadă de fețe noi. Acum nu o să pot să vi le arăt chiar pe toate, dar vă arăt așa câteva. Ia să vedem ce fețe mai avem noi. Asta pe care o aveam și înainte. Cred că și fața asta e nouă. Ar trebui să mă întorc totuși ca să se vadă mai bine. Fața asta cred că e nouă. Fața asta cred că e nouă. Fața asta cu siguranță e nouă. Și fața asta cred că e nouă. Deci sunt o grămadă de fețe noi. Nici asta nu cred că era înainte. Asta nu mai mi-amintesc, sincer să fiu. Ia să vedem, ia uite și fața asta e nouă. Dar pe lângă toate fețele astea gratuite, mai sunt și alte fețe, dar trebuie să ai pesul ca să le poți folosi. Uite cum e fața asta cu spicul de grâu în gură, sau fața asta de câine sau de panda, nu-mi dau seama exact. Avem și față de vampir cu ochii de extraterestru, gen. Ok, fața asta cred că s-a introdus nouă. Ia uite și fața cu ochiuri. Deci sunt o grămadă de fețe noi. O să dau așa puțin în jos ca să le vedeți pe toate. S-au introdus acum în noul update 100 la partea asta cu PES-ul și 100 la partea gratuită. Pe lângă toate nebuniile astea, am spus că mai avem și o mașină nouă, și anume mașina asta, care este o mașină premium. Deci o poți folosi doar dacă ai premium. Arată cam așa, mi se pare foarte jumecheră. Ia stai, mamă, și hai să o facem culoarea mea preferată, adică un verde. Mamă, arată insane, zic eu. Uite, bă, vrea să mă bușească persoana asta pentru că am noua mașină. Deci cam așa arată noua mașină, mi se pare super șmecheră. Chiar îmi place, să-mi scrieți acolo în comentarii părerea voastră, dar mi se pare o mașină foarte tare. Din păcate doar o mașină premium s-a adăugat. De obicei se adăuga una premium și una gratuită, dar nu și de data aceasta. Cred că v-am arătat toate nebuniile. Eu uite, încă mai am statura asta de fată. Adică felul ăsta de astagen. Hai să punem de exemplu astronaut, ia. Să vedem cum stă un astronaut. Cam așa stă. Ceea ce mi se pare foarte tare. Hudinașule, tu ești, uite bă, e un abonat. Deci m-a bușit fiind abonat. Da, frate.
o să apari pe episod. Bine, bă, ia uite, a venit aici un abonat. Foarte, foarte tare. Mamă, nu cred că e bine să creadă, bro. Super, nice. Deci, udinașilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-am arătat toate chestiile noi care s-au adăugat. Dacă am ratat ceva, să-mi scrieți acolo în comentarii. Însă cam astea ar fi, deci tabul ăsta nou de aici. Chestiile noi vi le-am arătat deja cu outfitul. Deci cam astea sunt toate jmecheriile. Sunt abonat la tine, cred că scrie noi, ia să vedem. Să știi că sunt abonat la tine, super bro. Te salut, mulțumesc tare mult pentru subscribe. De asemenea, să nu uitați să apăsați cu toți acolo pe butonașul de subscribe. Să apăsați și pe like și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa! Yeah.